Князек Олен, Раптор ТВ. Я захотели трептиз, сукач, самоката. Care e viteza maximă? Păi tocmai am zis 40 de km la oră în bord, numai că la greutatea mea eu am un 33 de km și testat cu GPS, ce dacă în bord afișează 36 de km. Pe modelele din afară am văzut că viteza maximă ar fi 36 sau ceva în gen, dar poți să prinzi un 40 la oră dacă ai și un pic de pantă mai ales. Un unghi ușor de 2, 3, 4 grade drum. De exemplu, dacă mergi pe piatră cubică și sunt foarte multe denivelări în șosea, am 25. Dacă merg pe un asfalt foarte mișto, am o autonomie de 30 de km pe sport, adică la maxim. Acest brand E2, din câte am înțeles, este din 2010-2011, cam așa, și modelele lor inițiale aveau 20 de km viteză, adică prindeai 20 la oră în viteză și aveau 20 de km autonomie. Între timp, aceste metri s-au dublat și au făcut câteva inovații și îmbunătățiri la design și sunt mult mai stabile. E un produs overall mult mai bun. Ei zic că undeva la 2000, 3000, 4000 de km trebuie schimbate cauciucurile, dacă o putem numi o mentenanță a produsului. Și eu i-am mai schimbat un far care îl spărsesem, un reflectorizant. Pe față e un amortizor și pe spate e suspensie propriu-zisă. Dacă ești foarte greu, suspensia se lasă al dracu de tare și chiar comic să vezi, te-ai mătat halapul o trotinetă. Business-ul din spate e în felul următor. Dacă ești dealer și vrei să le comercializezi și vorbești cu producătorul, el îți oferă un preț bun per bucată, gen 15 milioane, 20 de milioane, dar cu condiția să iei minim 100 de bucăți. Dealerul le vinde la rândul său cu prețul per unitate la 40 de milioane, dar el le cumpără cu un 15-20. Deci e foarte simplu. Nu, atunci am făcut iulie, august, septembrie, da, 7000 și am mai făcut încă 3000 acum, din februarie. Și pot spune cu mâna pe inimă că Dualtron este un produs de nota 10, E2 este un produs de nota 10, Ultron Ultra este un produs de nota 8, Hangao S12 e un produs de nota 8, Xiaomi e un produs de 7-8, deși în noul model a apărut Xiaomi Pro este chiar de nota 9, cu un tip care face gen în 3D diverse accesorii pentru Hangao S12, pentru E2, pentru Xiaomi, gen acum trebuie să-mi iau un mudguard de la pe spate, o chestie din cauciuc care se pune pe partea din spate și protejează mai bine, reflectorizante, șmechere, nu știu, intrați pe CuriosGeo și vedeți faza cu accesoriile, au accesorii foarte mișto. Le schimbi aproape ca la mașină, gen vara și iarna. Dacă le folosești, dacă folosești doar for fun, poți să schimbi cauciucurile cam o dată pe an. Deci dai 4-5 milioane cu tot cu manoperă să schimbi cauciucurile o dată pe an, primăvara sau când dorești tu. Next question, platforma. Aici cred că erau niște întrebări de platformă, dacă mă simt bine pe ea. Bă, am mers 4-5 ore și în continuu și cu pauze și n-am simțit că obosesc. E o platformă destul de lată, destul de încăpătoare, adică e foarte ok făcută, așa cum e ea. Motorul. Motorul e motor continuu fără peri, de 500W, nu știu de cine e făcut sau care e faza, dar dacă îl descompui sunt o serie de magneți interior care în contact cu curentul și așa se învârte și produce energie cinetică și bla bla bla. Faza cu chers și energia regenerativă e foarte mișto și îți recuperezi cam 4-5, maxim 10% din energia de care ai nevoie. Ok, următorul topic era referitor la parteneriatul cu Samsung și celulele bateriei LG, Philips, etc. Da, la modelul ăsta celulele din baterie sunt de Samsung, însă la alte modele sunt făcute de LG, Philips și așa mai departe. Gen, la Dualtron am văzut că sunt folosite baterii cu celule LG. La Tesla, gen marele producător de mașini electrice, Tesla, folosește baterii de la Philips. Deci sunt branduri și branduri. Și eu aș merge pe mâna lui Samsung în continuare. Mic regret sau o să vă simțiți mințiți că e parte de indicator. Atât la indicatorul de kilometraj, cât și cel de temperatură. Adică cel de temperatură nu e big deal, că ți arată temperatura ambientală cu 10 mai mult, 10 grade mai mult, dar să vezi mai mult cu 10 la parte de kilometraj, care este important, ești cam pissed off. Am 1000 de euro, ce recomanzi? Ca și scutere electrice bune, dacă sunteți mai mari de 100 de kg, clar v-aș recomanda să luați un Hangao S12 sau un Ultron Ultra. Acelea sunt foarte, foarte bune în raport calitate-preț și chiar se merită mai bine decât un E2. Dacă sunteți la început pe partea de scutere electrice și aveți sub 100 de kilometri, sub 100 de kilograme, începeți cu un E2 și după aia vedeți dacă vreți să vă cumpărați și altceva.
cum sunt farurile noaptea. Deci eu v-am recomandat de pe muzică să vă luați un Black XXL. E un din ăsta la 5-6 milioane, o lanternă foarte șmecheră, are 10.000 și ceva de lumeni sau 1.500 de lumeni, ceva în gen, și o puneți pe partea din față. Mi-a luat și eu și mai pun periodic. Acela e farul pe care să te bazezi. Farul existent la trotinetă nu prea este de ajuns, adică e ok să te vadă alții, dar gropile nu le vezi. Deci trebuie un far mai puternic, un LED ca lumea. Ok, salut, bă, ce mai faceți? Astăzi o să facem un Q&A, care o să fie de vreo jumătate de oră, habar n-am, și va avea ca scop ajutarea voastră a publicului în ceea ce privește scuterele electrice. Mai exact, avem 10.000 de kilometri parcurși până la acest moment cu marca de scutere electrice de la Itou, am un Booster 5, și după acești 10.000 de kilometri am niște întrebări primite de la voi pe parcurs, care le-am pus în mai multe topicuri și without further ado, hai să începem. Le-am salvat aici pe celălalt telefon și să începem cu prețul. Fraților, m-ați întrebat de atâtea ori și se repetă întrebările iar și iar și iar, cât costă, care e faza cu prețul, cât costă. E normal, românul vrea să știe cât costă. Mereu majoritatea întrebărilor sunt legate de cât costă, adică, bă, cât trebuie să plătesc, cât e viteza maximă și autonomia. Și v-am zis atâtea ori că prețul e 1000 de euro cu tot cu accesorii. Adică gen în lei românești e 50 de milioane și fără accesorii e 40 de milioane, cel puțin modelul meu, Booster 5. Mai puteți să alegeți modelul cu Booster Plus S, dar aveți o autonomie cu 5 km mai puțin, sau mai aveți un model de la E2 Variantă Master, nu prinde chiar 40 la oră, prinde un 25, dar și autonomie e pe măsură, e un 40-45 și e mult îmbunătățit față de cea precedentă de anul trecut. Bun, next question, pe lângă parte de preț, care e viteza maximă? Păi tocmai am zis 40 de km la oră în bord, numai că la greutatea mea eu am un 33 de km și testat cu GPS, ce dacă în bord afișează 36 de km. Pe modelele din afară am văzut că viteza maximă ar fi 36 sau ceva în gen, dar poți să prinzi un 40 la oră dacă ai și un pic de pantă mai ales. Un unghi ușor de 2, 3, 4 grade, dar strict la drept, eu nu trec de 33. Și foarte important, pe o perioadă de aproximativ un sfert de oră, 20 de minute maxim, cam așa, prinzi viteza maximă, cât e bateria la 100%. Cu cât bateria scade, cu atât viteza scade, cu 1-2 km per 10% descărcat. Next question. Vreau să le fac rapid pentru că sunt destul de multe, nu le-am numărat, dar cred că sunt vreo 20-30 de întrebări și să nu facem video prea lung fără motiv. Care e autonomia maximă și minimă? La mine, cu 81 de kg, autonomia maximă a fost în modul Super Eco de 80 de km. Asta înseamnă cu o viteză de 12 km la oră. Și în modul normal Eco, adică pilot automat și lăsat în 20 de km la oră, am avut 35, dacă nu mă înșel. Da, 35. Și în modul Sport, adică cu viteza maximă, am un 30 de km la oră. 25-30 pe acolo, depinde acum și de drum. De exemplu, dacă mergi pe piatră cubică și sunt foarte multe denivelări în șosea, am 25. Dacă merg pe un asfalt foarte mișto, am o autonomie de 30 de km pe Sport, adică la maxim. Deci, din nou, 80 de km pe Super Eco la 12, în Eco un 35, adică cu 20 setat viteza maximă, și în modul Sport, adică un 30-35 la oră. Ok. Trecem mai departe cu autonomiile, vechimea pe piață a brandului. Păi, acest brand E2, din câte am înțeles, este din 2010-2011, cam așa, și modelele lor inițiale aveau 20 de km viteză, adică prindeai 20 la oră în viteză și aveau 20 de km autonomie. Între timp, aceste metri s-au dublat și au făcut câteva inovații și îmbunătățiri la design și sunt mult mai stabile. E un produs overall mult mai bun. Deci, din 2010-2011, de când au apărut ei, au făcut niște îmbunătățiri destul de faine. Chiar și Booster 5, din câte am înțeles, era aniversarea lor de 5 ani. Dar numai că s-au făcut cu un an mai hacana. Adică, na, din câte am înțeles, s-ar face 7 ani de experiență pe piață, dar au avut un delay, în fine. Deci, strict brandul ăsta e din 2010-2011, din cele știute de mine. Dualtron era brandul de care vă ziceam că sunt încă din anii 99. Dar aceia sunt în Singapore, Asia, ei sunt mai mișto pe partea de scutele electrice, adică au vechime mult mai mare și au istoric, un alt fel de istoric, nu ține de partea românească. Next question. Care e faza cu Alibaba, Gearbest, Joom, AliExpress și mai erau încă unul cu albastru de care mă întrebau unii la un moment dat, dar nu mi-am luat tot acum. Primeam mereu întrebarea de aia cu, nu întrebare, advertorial de la cu nu plătește când nu face sau ceva în gen. Fiodor, nu mai știu. În fine, deci care e sfatul privind site-urile astea de Alibaba, Gearbest, Joom, AliExpress?
strict de scutere electrice, că mi-au zis unele că au găsit, unii că au găsit modele mai ieftine și bla bla bla. Bă, fraților, e o chestie foarte simplă. Lucrurile ce provin din China, începem de la baterii până la alte lucruri, sunt de o calitate mai slabă. Deci nu vă bucurați că găsiți ceva mai ieftin, că aveți de pierdut. Să vă dau un exemplu concret. Am un prieten care are un Xiaomi și a dat 15-18 milioane și pe modelul ăsta am dat 1000 de euro și are metrici similare cu ale mele, gen prinde 30, autonomie 30, cam ăsta e șpilul. Și mi zice, bă, Sebastian, eu am plătit mai puțin ca tine, ha ha ha, se spărgeam figuri, adică gen cu 2-3, am plătit de 2-3 ori mai puțin, și am plătit, da, v-am înțeles ideea. Și la început am fost așa un pic invidios, adică n-avea, bă, raport calitate-preț era super mișto produsul ăla, însă, că vorbim acum de calitatea pieselor, eu am făcut prima revizie la Drăcovenia asta la 7000 de kilometri și el a făcut prima revizie la vreo 600 de kilometri. Deci ca să vă dați seama diferența. La mine ține de 10 ori mai mult până să-i fac o prima revizie de schimbat ceva la produs. El după 600 de kilometri și plus că mai face o pană, că Xiaomi are cu pernă pe aer, adică are cu cameră și chestii, asta are cauciucuri umplute, nu faci pană niciodată, plus că mai face o pană la 500 de kilometri, 1000 de kilometri, cam două pane la 1000 de kilometri face. Asta ține și de cât de atent ești, în fine, sunt mai mulți factori, dar ideea e că, în general, când plătești mai puțin, bă, cât plătești, fix atâta face. Cam, cu mici excepții, dar, în general, cam așa e. Deci dacă găsiți modele pe Alibaba, Gearbest, bla bla bla, mai ieftine și cu metrici similare, luați-vă, dar am înțeles că nu aveți garanție sau la unele produse să aveți grijă că le cumpărați, că nu au garanția care ar trebui să o aibă sau nu oferă deloc garanție. Plus că accessories, parts sunt mai ieftine, dar sunt de o mai slabă calitate. Mai departe, care sunt sfaturile de îngrijire pentru un scooter în general? Pentru un scooter în general, eu n-am avut scooter pe benzină niciodată sau motorină sau cu ce dracu merg scooterele. N-am permis să ai M de la de care trebuie să ai M-ul sau nu știu cum. Da, M-ul trebuie să-l ai la scootere, decât cu scooter electrice am experiență și sfaturile mele de îngrijire sunt cele pe care vi le dau sunt cele pe care le-am primit și eu la rândul meu. Săptămână de săptămână am un spray pe bază de vaselină, cred că a fost vreo 15 lei din Decathlon și dau pe cricul din spate. În rest o curăț aproape seara de seară sau măcar o dată la 2-3 seri la zona de roți, furcă, display dacă a plouat un pic să nu rămână umed, să mențin produsul mereu uscat, mai verific partea de jos a bateriei, gen dacă am mai luat vreo groapă sau mai știu ce, să, nu știu, mai dau cu vopsea, m-am mers la un vecin și mi-a aplicat o vopsea, nu o vopsesc electrostatic, ci pur și simplu cu pensula. Deci strict ce ține de partea de sfaturi de îngrijire, aș evita contactul cu apa, gen dacă sunt ploaie afară să nu ești de absolut deloc, dacă e zăpadă, da, ține de îngrijire și de protecție în mare parte, nu abuzați de acest produs că nu e izolat complet la zona de baterie. Eu am fost în Brașov odată când era zăpadă prin februarie și era umed pe jos, nu ploua, dar era umed pe jos și am tras apă la baterie, nu se mai auzea claxonul bine, a trebuit să duc în service și să-mi refacă bateria că nu mai mergea. Deci luați-vă un spray pe bază de vaselină, protejați-o de apă, curățați-o seara de praf și chestii și sunteți foarte bine. A, și încă o chestie, imediat cum ajungeți acasă, nu o băgați repede în priză, pentru că poate să facă un fel de scurt circuit sau, mă rog, trecerea de la frig la cald prea rapidă, mai ales în sezonul ăsta. Așteptați 10 minute, un sfert de oră înainte să băgați încărcătorul în priză și apoi în produs. Next question, care e faza cu mentenanța? Mentenanța probabil oferită de companie. Ei zic că undeva la 2000, 3000, 4000 de kilometri trebuie schimbate cauciucurile, dacă o putem numi o mentenanță a produsului. Și eu i-am mai schimbat un far care îl spărsesem, un reflectorizant. Next question, care e faza cu suspensiile? Sunt bune, nu sunt bune, cât de mult se lasă, bla bla bla. Bun, deci suspensiile sunt bune, pe față nu prea sunt sensibile, dar pe spate efectiv pe față e un amortizor și pe spate e suspensie propriu-zisă. Dacă ești foarte greu, suspensia se lasă al dracu de tare și chiar comic să vezi, te-ai mătat halapul o trotinetă, gen ți-a dat achimul pe ea și a spart și caușicul din spate, de fapt la crăpat a fost o incizie mică. Bă, suspensiile sunt bune și fac treaba, am avut niște gropi în care efectiv am trecut, am zis că rup, treacă produsul în două, nu s-a întâmplat asta, suspensiile sunt excelente, nota 10. Nu știu să le compare efectiv cu alte tipuri de suspensii, dar cele pe care le-am la momentul de în față își fac treaba și sunt foarte mulțumit de acestea. Deci, da, suspensii, din punctul meu de vedere, nota 10. Care e businessul din spate și modelele de E2 văzute pe Alibaba? Alea care le-ați văzut voi pe Alibaba,
care sunt la 500-600 de euro. Sunt modele care într-adevăr sunt de la ei, dar sunt făcute prin 2015-2016. Și atunci ei nu aveau diferite îmbunătățiri. De exemplu, nu aveau reflectorizantele, nu aveau celule de la baterii de tip Samsung, nu aveau mânere de piele, nu aveau niște îmbunătățiri care acum sunt făcute și overall este un produs mai bun. Deci, dacă e să le vedeți pe Alibaba, sunt tot ei, dar e bine să le... Na, încercați mereu să nu vorbiți cu dealer și să vorbiți direct cu producătorul. Și business-ul din spate poate fi următorul. Pentru că E2 este prezent și în alte țări, gen Spania, Italy, US. Apropo, pe US se numește E2, brandul E2 se numește U-Scooter. Și în altă țară, în Germania, parcă se numea Strider. Dar tot E2 e toată ziua, numai că au făcut o schimbare la nivel de nume ca să fie mai ok ca marketing, să fie mai ușor de pronunțat în țară respectivă, să rezoneze oamenii cu acel nume. Business-ul din spate era altfel ușor. Ei, dealerii, acum vorbesc din perspectiva de dealer, nu de producător neapărat, că știm cu toții că majoritatea sunt făcute în Europa, dar bateriile, chiar și cu celulele Samsung, sunt făcute în China. Business-ul din spate e în felul următor. Dacă ești dealer și vrei să le comercializezi și vorbești cu producătorul, el îți oferă un preț bun per bucată, gen 15 milioane, 20 de milioane, dar cu condiția să iei minim 100 de bucăți. Dealerul le vinde la rândul său cu prețul per unitate la 40 de milioane, dar el le cumpără cu 15-20. Deci e foarte simplu. Dar tu ca și consumator final, dacă tu nu poți să le cumperi cu 15-20 de milioane bucata, că ar fi prea bine. Singura condiție e să cumperi în cantitate foarte mare. De aceea dealerul își asumă niște riscuri. Își face un inventar foarte mare și îl trebuie efectiv să vândă ca să îi meargă treaba. Dacă nu, poate să-l pupe și pe el falimentul. Nu e totul roz, chiar dacă le vinde la preț dublu, aparent. Plus că mai sunt chestii de service, oameni de plătit, servere, marketing și așa mai departe. Next question. Am văzut modele mai scumpe și mai ieftine. Care ar fi comparațiile și după ce să mă iau? Păi, în primul rând, nu sunt eu marele guru. Adică am făcut 10.000 de kilometri în aproape un an de zile. De fapt, primii 7.000 de kilometri am făcut în 3 luni. Iulie, august și septembrie. Octombrie și noiembrie nu m-am dat pe produs că începuse ploile. Sau, mă rog, m-am dat foarte puțin spre deloc. Nu, atunci am făcut. Iulie, august, septembrie, da. 7.000 și am mai făcut încă 3.000 acum din februarie, luna asta. Care e ideea, fraților, cu comparațiile pe care eu le-aș putea face? Din nou, eu am experiență de mers foarte mult, dar cu acest produs, Hangao Ultron Ultra și încă vreo 2-3 modele. Deci am testat vreo 5-6 tipuri de modele de trotinete electrice pe parcursul unui an. Nu sunt eu expertul, adică să zic, da, luați asta, 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 pentru că poate există modele pe care eu nu le știu încă, mult mai bune. Ce pot să zic este din experiența mea și pot spune cu mâna pe inimă că Dualtron este un produs de nota 10, E2 este un produs de nota 10, Ultron Ultra este un produs de nota 8, Hangao S12 e un produs de nota 8, Xiaomi e un produs de 7-8, deși în noul model a apărut Xiaomi Pro este chiar de nota 9. Și alte comparații, ar dura prea mult să vorbim de comparații, diferă mereu aspectele ce simt de baterie și motor, vedeți dacă au suspensii, vedeți dacă au frâne regenerative, mereu dacă un produs este mai scump, înseamnă că oferă mai multe, cel puțin în teorie. Verificați lista de specificații, unde sunt făcute, ce garanții primiți și cel mai bine este să testați pe pielea voastră. Care este suportul oferit de E2? Bă, mie mi-au răspuns la toate întrebările și chiar le-am adresat multe întrebări, suportul telefonic ok, am vorbit și cu divizia din Craiova și București și sunt foarte mișto oamenii. De băiatul owner care stă la Cluj n-am vorbit și nici de inginerul respectiv care, vezi, doamne, l-ar fi inventat, dar who knows, poate anul acesta. Care sunt accesoriile de luat de pe AliExpress și te-am auzit vorbind și de Curious Joe? Băi, de Curious Joe e curiousjoe.com, un site cu un tip care face gen în 3D diverse accesorii pentru Hangao S12, pentru E2, pentru Xiaomi. Gen, acum trebuie să-mi iau un mudguard de la pe spate, o chestie din cauciuc care se pune pe partea din spate și protejează mai bine, reflectorizante, șmechere, nu știu. Intrați pe Curious Joe și vedeți faza cu accesoriile, au accesorii foarte mișto. Și de pe AliExpress, nu știu, fii mai specific. Ce accesorii de pe AliExpress, dacă vrei să-ți răspund? Da, sunt accesorii pe AliExpress pe care le puteți lua. Important este să aveți produsul finit pe care să mergeți și după aia vă uitați în zona de accesorii. Degeaba vorbiți de accesorii și mă întrebați de accesorii dacă voi încă nu aveți produsul. Accesoriile vin pe plan secundar. Care e faza cu bateria externă? Te-am auzit
de te ori că vrei să spui o baterie externă, încă nu ți-ai pus, mai ai de gând să zici așa. Bun, deci faza cu baterie externă e relativ complicată, dar poate fi simplificată. Ideea e că dacă ești stăpân pe tine în zona de electrică, sau electronică, whatever, electrică, cred că am zis bine, ești gen tehnician sau ești electrician sau mai știu și eu, poți să faci niște chestii gen homemade. Dacă nu, ai nevoie să cumperi o baterie externă de la un producător de baterii. Eu am gândit în felul următor. Modelul ăsta, dacă prinde 40 de km în autonomie și mai iau eu o baterie externă de gen 36V cu 17A sau 36V cu 21A, eu pot să-i dublez autonomia la un 80 de km, 100, chiar 150. Depinde de mai mulți factori. Și acum, motivul pentru care am visat un pic e ca să mai coleg feedback de la oameni care au făcut asta pentru i tu. Că, de exemplu, pentru Xiaomi și Dualtron știu că e posibil, pentru i tu am văzut prea puține exemple ca să iau o decizie. Am văzut de la SGT Scooters niște baterii interesante, universale, care se pot monta și aici. Trebuie să coleg feedback efectiv și să mai vorbesc cu niște oameni înainte să fac asta. Pot risca să fac un scurt circuit sau mai știu și eu altceva. Mă pot bucura aparent de autonomie de 80, 100, 150 de km, însă vreau să știu că e o investiție făcută cu cap, că până la urmă, dracu, am băgat aproape 100 de milioane în produsul ăsta și n-am chef să-l stric. Next question. Plus că dacă mai umblați voi pe acolo, ar trebui să fie un întrerupător între bateria de bază principală din platformă și bateria externă care ar veni în zona ghidonului. Mă rog, sunt lucruri de discutat, încă n-am experiență în zona respectivă, dar o să fac niște pași pentru acelea. Care sunt protecțiile pe care le ai, bla bla bla? Băi, v-am mai zis, am dat vreo 2 milioane pe niște protecții de la Decathlon, adică parte de genunchiere, cotiere și o cască. Și mânușele pe care le-am recomandat de la Reebok sunt făcute dintr-un material foarte de calitate și acestea au fost încă 1 milion. Deci investiție pentru protecție de 3 milioane. Dacă vreți cască mult mai de calitate, gen să vă protejeze și bărbia sau fibre de carbon, să mai știu și eu, costurile o să crească la peste 5 milioane în materie de protecție. Depinde și de viteză. Dacă aveți un scooter cu peste 40 la oră putere, peste 50 la oră, vă recomand să aveți și protecția cu bărbia respectivă, să vă luați accesorii cât mai de calitate, inclusiv protecție coloană, protecție pentru umeri, protecție shold, tot felul de protecții. Lăsați un mesaj în privat pentru cei interesați și vă răspund și vă dau recomandări. Mai departe, care e masa maximă suportată pentru scooterul tău? Băi, scooterul meu pe site zice că e 120 de kg, însă l-am pus pe taică-mi pe ea la 112-114 kg și spatele, caucicul din spate s-a fisurat, a avut o incizie de aproape 1 cm și nu-mi recomand să aveți masă mai mare de 100 de kg, chiar dacă îi zic că suportă 125. Păi fi avut ghinion sau s-a întâmplat ceva, dar efectiv am mers pe un asfalt neted și nu era altceva ce să provoace acea incizie în cauciuc. Efectiv, cauciucul s-a rupt, n-a suportat greutatea, presiunea respectivă. Deci masa maximă suportată e, eu aș zice, 100 de kilometri, 100 de kilograme. Peste 100 și ești cam pe riscul tău. Vreți să luați în considerare? Bine, nu iară bine. Apoi, mai multe întrebări au fost în zona de lumini și mi-am notat eu aici topic luminile. Eu mai pus eu niște licurici pe față, dar becul de pe față și becul de pe spate pe care îl are nu e suficient să descurci în trafic. Eventual e bine să ai o lanternă pe care să o poți atașa. Next question. Care e faza coroziilor, la cât timp le schimbi? Dacă folosești produsul destul de des, adică gen zilnic, le schimbi aproape ca la mașină, gen vara și iarna. Dacă le folosești, dacă folosești doar for fun, poți să schimbi cauciucurile cam o dată pe an. Deci dai 4-5 milioane cu tot cu manoperă să schimbi cauciucurile o dată pe an, primăvara sau când dorești tu. Next question, platforma. Aici cred că erau niște întrebări de platformă, dacă mă simt bine pe ea. Bă, am mers 4-5 ore și în continuu și cu pauze și n-am simțit că obosesc. E o platformă destul de lată, destul de încăpătoare, adică e foarte ok făcută, așa cum e ea. Motorul. Motorul e motor continuu fără peri, de 500W, nu știu de cine e făcut sau care e faza, dar dacă îl descompui sunt o serie de magneți interior care în contact cu curentul și așa se învârte și produce energie cinetică și bla bla bla. Faza cu chers și energia regenerativă e foarte mișto și îți recuperezi cam 4-5, maxim 10% din energia de care ai nevoie. Ok, următorul topic era referitor la parteneriatul cu Samsung și celulele bateriei LG, Philips, etc. Da, la modelul ăsta celulele din baterie sunt de Samsung, însă la alte modele sunt făcute de LG, Philips și așa mai departe. Gen, la Dualtron am văzut că sunt folosite baterii cu celule LG, la Tesla, gen,
marele producător de mașini electrice, Tesla, folosește baterii de la Philips. Deci sunt branduri și branduri. Și eu aș merge pe mâna lui Samsung în continuare. Însă am sunat la SD-ROM și la câțiva parteneri de la Samsung și mi-au spus că ei nu știu să aibă un parteneriat cu E2. Adică ei habar n-au de chestia asta. Și fraților, am vorbit cu mai multe departamente și e un pic tricky. Însă cei de la E2 mi-au zis că nu pot furniza exact cu ce divizie Samsung lucrează aceștia la partea de celule pentru baterii. E posibil să nu lucreze cu Samsung Electronics România, să lucreze cu Samsung Electronics Belgia sau Olanda sau Spania, sau cred că Spania ar fi. Cine le oferă probabil un preț cât mai bun pe unitate. Care e faza cu frâna magnetică? Chiar s-a mai zis, să recuperezi cam 4-5-10% din energie atunci când frânezi. E foarte mișto și se simte. Sunt modele de trotinete care au sunt modele de trotinete care nu au chersu și costă mai puțin, dar dacă e să mergeți la un drum mai lung și nu aveți chers, se simte. Dacă aveți chersu activat, e mult mai ok. Next question. Câți kilometri ai făcut până acum? 10.000 de kilometri, cel puțin în bord. V-am și arătat într-o postare, însă v-am zis că e o eroare de fișier de aproximativ 10-20%, în special când bateria scade de 25%. Și încă o eroare de fișiere mai prezentă când depășești viteza de 25 la oră. Adică gen până în 25 la oră în bord îți arată bine viteza, însă după 25 oarecum accelerează prea repede. Gen un 4-6 în bord e un 3-6 real. Un 50 în bord e un 40 real. Un 55 în bord e un 42-43 real. Deci variază lucrurile. Și adaptat la kilometrii mei, din ăștia 10.000 de kilometri făcuți în bord, real am făcut un 9.000 de kilometri, 8.000 pe acolo, 8.000-9.000 de kilometri am făcut real. Mai multe drumuri până în Ungaria sau până în Spania și înapoi. Așa, cum se comportă pe asfalt, ud sau chiar zăpadă? Fraților, v-am mai zis, nu vă recomand chestia asta. Se comportă bine atâta vreme cât ai cauciucurile noi, adică gen până în 2000-3000 de kilometri, după aia simți că îți fuge spatele sau fața. Cauciucul din față se erodează cel mai repede și acest lucru se întâmplă pentru că acolo e presiunea cea mai mare. Fața fiind cea care trage, acolo e presiunea mai mare, greutate mai mare și se erodează mai repede. Nu recomand mersul pe zăpadă, deși am mers și pe zăpadă. Căutați să mergeți doar pe asfalt uscat și atât, nu pe asfalt umed, nu pe zăpadă. Chiar dacă aveți roți noi și vă bazați, se pot întâmpla mici neplăceri și nu ar fi ok. Care e faza cu condusul fără mâini? Nu recomand. Am mers și eu fără mâini și fără o mână, dar era să-mi rup gâtul și nu recomand. Care sunt actele necesare pentru a merge cu el pe șosea? Probabil de la un copil de vreo 12 ani. Fraților, nu vă trebuie acte, vreau să mergi pe șosea, am vorbit și cu polițiști de la rutieră, am un băiat efectiv și în bloc cu mine de la rutieră, am fost și la o secție de poliție, m-am întâlnit cu polițiști în pana mea la Lider și am întrebat chestia asta. I don't know. M-am întâlnit cu polițiști și polițiști, nu ți-i amendă dacă nu ai B-ul sau M-ul, pentru că cel mai apropiat ești într-o categorie de bicicletă, bicicletă electrică. Hai, poate motocicletă că prinzi viteză, dar nu, ești ca o bicicletă, numai că ești electric. Atâta vreme cât îți vezi de drumul tău și stai pe o parte, adică pe partea din dreapta cât mai apropiată de zona de pietoni și nu deranjezi, ești ok. Adică nu mă mai întrebați chestia asta că nu ții nicio amendă sau ceva. Care sunt garanțiile oferite pentru produs? Știu că erau 12 luni pentru motor, nu, 12 luni pentru baterie sau 4000 de kilometri, 24 de luni pentru motor, 24 de luni pentru platformă și mai aveau niște chestii particularități. Ce schimba prima dată la el? Păi prima dată cred că reflectorizantul după spate, mi-au picat cam 7 copii după aia, din dorința de a lăsa și pe alții să vadă cum e produsul, m-am gândit, bă, că n-are ce să strici, ce? Adică pomul se suie pe ea, apasă mai de viteză și aia e. Nu, mi-au picat 7 copii după ea, inclusiv eu am picat de 2 ori pe ea, deci chiar nu-i de glumă și e gândită pentru adulți, nu mai lăsați pe mâna la copii, sau dacă lăsați, o limitați, nu o lăsați cu viteză maximă. Am fost nevoit să vă răspund la întrebare, să schimb reflectorizant spate, stânga-spate. Ai făcut Uber Eats? Că iată, am văzut în anumite poze cu Uber-ul, da. Am făcut Uber-ul atât din perspectiva de client, să testez serviciul, și am făcut Uber atât din perspectiva de livrator, adică Uber Eats. Uber are un parteneriat cu hoteluri și restaurante de renume din București. Am înțeles că fac chestia asta și pe Cluj și Brașov și Constanța e relativ la început. E un serviciu foarte mișto pe care vă invit să-l cercați. Dacă e să vă zic și în câștiguri, poți să faci cam 1.000.000 dimineața și 1.000.000 seara. Acum un an mergea ceva mai bine, acum sunt ceva mai mulți livratori și câștigurile nu mai sunt ca acum un an. Gen, aveam prieteni care îmi ziceau că, bă, eu am făcut 1.500.000 pe dimineață și 1.500.000 pe seara. Alții care aveau, nu bicicletă normală, bicicletă electrică, îmi ziceau că făceau 2.000.000 dimineața și 2.000.000 pe seara. Deci diferă lucrurile. Realitatea de acum
este că dacă lucrezi în dimineață 3 ore, 3 ore jumate, faci 1 milion și dacă te mai bași seara, faci încă 1 milion și ai făcut 2 milioane pe zi. Gen, pe lună poți să faci lejer, I know cât vine. 2 milioane ori 5 zile, 40 de milioane poți să faci. Momentan sunt la început și am decât câteva zile cu ei, mai fac când mă petisesc. Am răspuns la oferta de acte necesare, garanțiile oferite, ce ai schimbat prima dată, Uber-ul, marja de eroare de 10% din bord. Deci la faza de marjă, eu am discutat cu ei și le-am zis că e o marjă în bord, ei nu vor să recunoască, însă, na. Ideea e că dacă o să luați produsul și o să-l testați cu GPS, o să faceți în așa fel încât să aveți un mic regret sau o să vă simțiți mințiți pe partea de indicator. Atât la indicatorul de kilometraj, cât și cel de temperatură. Adică cel de temperatură nu e big deal, că ți arată temperatura ambientală cu 10 mai mult, 10 grade mai mult, dar să vezi mai mult cu 10 la parte de kilometraj, care este important, ești cam pissed off. După cum am zis, această eroare de 10-20% apare când îți cade bateria sub 50% sau când ai viteza, treci de viteză 25 de km la oră. Efectiv. Se duce prea repede acu între ghilimele, cifrele respective, viteza în sine. Care e treaba cu Air Electric? Am văzut că e promovat, bla bla bla. Air Electric este un grup pe Facebook, cred că e cel mai mare din București, sau cel mai mare poate chiar din România, unde sunt mai mulți posesori de trotinete electrice. Nu mai știu cine e ownerul, dar mi s-a părut oarecum fițos și avea, nu știu, lume proaste, chestia, a fost ok o perioadă, dar nu mai a fost la întâlnirile respective. Dacă vreți să mergeți, puteți să mergeți, să vă faceți prieteni. Eu mi-am făcut 2-3 prieteni care discut și acum, însă, na, n-am mai continuat cu ei, deși, na, sunt efectiv niște întâlniri amicale, gen ce ai mai făcut, cum alea, ce ai mai schimbat, ce accesorii ți-ai mai cumpărat, gen cum e clubul Ford, cum e clubul Dacia, cum e clubul, I know, BMW și chestii, posesorii de anumit brand se întâlnesc, gen o dată pe lună, de două ori pe lună și discută diverse treburi. Mai departe, am 1000 de euro, ce recomanzi? Ca și scutere electrice bune, dacă sunteți mai mari de 100 de kg, clar v-aș recomanda să luați un Hangao S12 sau un Ultron Ultra. Acelea sunt foarte, foarte bune în raport calitate-preț și chiar se merită mai bine decât un E2. Dacă sunteți la început pe partea de scutere electrice și aveți sub 100 de kilometri, sub 100 de kilograme, începeți cu un E2 și după aia vedeți dacă vreți să vă cumpărați și altceva. Ok, copil 16 ani, e bun E2 Master? Da, este bun. Viteză de 25 la oră e mai mult decât îți trebuie. Care sunt lucrurile de îmbunătățit? Care sunt lucrurile îmbunătățite la roata din spate August 2018? Cred că am pus o poză cu înainte și după. Foarte pe scurt, roata din spate era făcută mai prost înainte, acum este făcută mai bine. În sensul că cea nouă este mai lată, ești mai stabil pe ea, mai ales la tiraje. Au fost multe reclamații că îți fugea roata spate și, adică roata față dacă e să-ți fugă, Doamne ferește, hai că îți mai fuge și o mai reglezi ca produs. Însă roata din spate dacă îți fuge, e mai greu să controlezi produsul și poți să pici mai ușor. Deci, ca și concluzie, roata pe spate din august 2018 la modelele de E2 este mai groasă, este mai lată, îți scade din autonomie cu vreo 2-3 km, dar siguranța este pe primul plan. Ești mai aderent, ai o aderență mult mai bună pe șosea. Accidente ceva? Am făcut niște accidente din stupizenile mele. Primul pe care l-am făcut a fost la aproape de spital, culmea, cu o trotinetă clasică, nu cu asta, și am fost la gips jumătate de an la pat. Nu aveam nici genunchiere, cotiere, nu aveam protecții deloc. Era o trotinetă de adulți, normală, de dai la picior. Și mi-a intrat roata din față pe șina de tramvai și aia e. Am perit-o, am ajuns la spital. Doi, am băgat vreo 30 de milioane aproape în consultații și chestii, kinetoterapie. Mă rog, am fost la privat pentru condiții mai bune. Și, na, ăla a fost primul meu accident. Ulterior, cu trotineta electrică de la E2, primul accident a fost n-am văzut o groapă și am picat, m-am dat de dura, de noroc cu protecțiile. Am suferit 2-3 zile, dar apoi m-am pus repede pe picioare. Și încă un mini accident, să zic așa. Aveam roțile relativ tocite la un 5.000-6.000 de kilometri și am pus o frână nasoală pe ud. Gen, eram aproape de o spălătorie auto, aveam viteză, 31 pic la oră și am pus o frână bruscă, că ieșeam în șosea. Și aia e spana mea, ori sunt în șosea, mor căcat în mașină, ori pun o frână și mă risc. Și am pus frână și am picat pe spate. Noroc că am picat pe spate, că pe față nu, dacă picam, spărgeam dracu ochelarii sau picam pe borbie, era mai nasol. Dar am văzut îmbrăcat bine și n-am pățit prea rău. A fost relativ ok și căsătoria respectivă. De atunci am învățat să conduc mai prudent și să nu bag viteza maximă dacă nu este necesar.
cum sunt farurile noaptea. Deci eu v-am recomandat de pe Musical să vă luați un Black XXL. E un din ăsta la 5-6 milioane, o lanternă foarte șmecheră, are 10.000 și ceva de lumeni sau 1.500 de lumeni, ceva în gen, și o puneți pe partea din față. Mi-a luat și eu și mai pun periodic. Acela e farul pe care să te bazezi. Farul existent la trotinetă nu prea este de ajuns, adică e ok să te vadă alții, dar gropile nu le vezi. Îți trebuie un far mai puternic, un LED ca lumea. E ok de off-road, nu vă recomand, trotineta asta e gândită pentru șosea, nu vă băgați pe off-road că stricați cauciucurile mai repede și puteți să și picați. Nu ai sistem de ABS sau mai știu și eu, deci na, ai frână regenerativă care din punctul meu de vedere nici nu e frână, e mai mult un încetinitor. Și ai o frână de urgență pe spate, clasică, care efectiv te oprește mai brusc. Cât să mă aștept să mă ține cauciucurile? După 1000 de kilometri să te aștept să fie vizual mai erodate, adică nu mai au șanțurile respective. După 2000 de kilometri arată așa și așa, după vreo 3000 de kilometri arată urțel. Și cam pe la 4000 puteți să le schimbați, cam așa. Eu le-am schimbat la 7000 pentru prima dată, dar recomandat este să le schimbați undeva la 4000, că ești mai... efectiv, e numai aderența aia pe care o aveai odinioară. Ok, mai avem câteva întrebări și încheiem. Și vă mulțumesc de acum că v-ați uitat la tot. Cine e inginer român mutat în Singapore, care e faza cu cel ce a creat brandul Itu? Băi, nici eu nu am înțeles faza asta. În marketingul lor zic de un inginer român care ar fi venit cu un concept, ulterior s-a mutat în Singapore și a preluat business-ul un tip care acum e stabil la Cluj. Pana mea, nu știu, habar n-am, atâta vreme, pe mine nu mă interesează cine a inventat becul, pe mine mă interesează să beneficieze lumină. Nu mă interesează cine a inventat neapărat internetul, pe mine mă interesează să beneficiez de internet. Dar acum, dacă ai o curiozitate și vrei să întrebi, întreabă-i direct pe producători. Eu n-am avut o curiozitate, cred, în zona asta, am auzit povestea, mă rog, poate să fie doar marketing, habar n-am. Cine e acel român mutat în Singapore? Aș fi vrut să-i mulțumesc personal că a făcut așa ceva. Poate dintr-o frustrare la condițiile de transport. Cineva s-a gândit, bă, hai să fac ceva mai bun pentru mine și apoi s-a gândit să vândă ideea și la alții. Cam așa se întâmplă în general în lumea asta a business-ului. Itu Monster, francez, sau U-Scooter, Strider, am văzut și alte modele. Deci, Itu Monster este un model, într-adevăr, de la Itu. Itu Monster, de ce Monster? Pentru că prinde mai mult la oră, 50 la oră. Și are autonomie ceva mai mică, undeva la 30-35 maxim. Într-adevăr, prin 50 la oră, dar ești mai risky. Nu se comercializează în România. Însă, da, e cool. Am vrut la un moment dat să-mi iau, dar de 1700 de euro, credeți-mă, parcă mai bine ții ceva de la Dualtron. Un Speedway 4, un Speedway 5 de banii aia, nu prea se merită Itu francez. Dacă era un 1100 de euro, 1200, mai ziceam. U-Scooter, v-am zis, este tot Itu, dar pe US. Și Strider, parcă la germani, olandez, spaniol. Vloggeri români sau străini, electrici, la care mă pot abona sau așa, care inspiră. Eu momentan n-am făcut vloguri, am zis la un moment dat că o să-mi iau un Hero Black 5 să fac niște vloguri pe scooter. Încă nu m-am băgat să fac asta. Nu știu, mai mă uit la Bucharest Bike Traffic, îl recomand pe Marius. Faci chestia de vreo 2-3-4 ani la nivel semi-profi spre chiar profi. Dascălul, am uitat cum îl cheamă, Cristian Dascălul, ceva în gen, un ITist care regen s-a dat și pe partea de trotinete. Nu e nici a lui trotineta, dar are niște vloguri interesante. Mai era un băiat, Ovidiu, băiat, bărbat de vreo 30 și ceva de ani, are un Dualtron Ultra, model de 2017, dacă nu mă înșel, și își făcuse mai multe vloguri cu ăsta, cu GoPro 5 sau 6, în Grecia, insula Tasos, în România, în trafic, în traficul din București. Canalul lui era Bucarest Electric, Bucarest Electric, și ar mai fi Mihai Ahim l-am cunoscut la un meeting de la Wear Electric și a luat omul între timp Dualtron Thunder, numărul 1 în lume, în tot ce înseamnă scutere electrice, și trebuie să-l felicit, e vreo 200 de milioane, 160-180 de milioane pe acolo, tot cu accesorii, 200 de milioane ceva. Și are foarte multe, nu foarte multe vloguri, am văzut vreo 5 vloguri pe care le făcuse, cu ăsta, cu Uber Eats-ul și unboxing-ul când i-a venit. Mă rog, are niște chestii interesante și Mihai Achim. Dacă vreți să vă dau un link de la el, vă dau. Și ar mai fi de la ruși, și cu asta închei, Raptor TV. Scrieți pe Google Raptor, R-A-P-T-O-R TV. Raptor era un model de la Dualtron, de prin 2016-2017, foarte bun. Și a făcut un canal Raptor TV. E un tip pe la 35 de ani, Niazic Alien, Raptor TV. Ia, zahațelea, trăptuies, sucaci, sămăcata, vorbește într-un limbaj așa mai, na, ruși de-ai lor, e funny să-i ascult și chestii, însă
face review la o grămadă de trotinete electrice și e chiar mișto. M-am abonat la el și îmi place sistemul lui de predare, de training, de teaching, de, nu știu, pasiunea lui expusă. Și are și editor mișto cu prietenii când iese prin oraș cu astea. Afiliere cu ITO sau care e business-ul tău, de ce îi promovezi, bla bla bla. Fraților, pot să mă numesc un fel de ambasador ITO sau habar n-am, nu sunt oficial un promovator al lor, să mă știu și eu. Sunt, pana mea, un client care e mulțumit de acest brand. Aș vrea să văd mai mulți electrici prin oraș, nu neapărat cu ITO, dar cu trotinete electrice, pentru că sunt ecologice, economice și foarte mișto, nu mai poluezi. Faceți în așa fel încât să luați modelele care vă plac. Eu v-am zis experiența mea, voi luați ce vreți. Business-ul meu e relativ simplu. Eu sunt programator la bază, adică eu fac software la comandă și traininguri. Și de aproximativ 3-4 ani mai fac latura de marketing intelligence și business intelligence, care include și rubrici de SEO și PPC pentru diferite branduri. Însă nu am ceva de câștigat din promovările respective cu trotinete electrice. Le-am făcut din dorința de a împărtăși și altora experiența mea. Pentru că deși sunt mai mulți posesori în România, probabil nu au, nu să zic bunăvoința, tehnologia sau răbdarea să facă unele vloguri și să explice niște chestii, doar niște discuții private pe care le fac cu prietenii lor, cu apropiaților, cu familia lor și atât. Și m-am gândit că dacă am canal de YouTube, oamenii care mă urmăresc pe Facebook, de ce nu? Să transmit din informațiile pe care eu le-am acumulat în timp, să evite alții anumite lucruri pe care ar putea să le evite sau neapărat să le evite, dar chestii pe care e bine să le iei în considerare, lucruri de care trebuie să știi, să nu pierzi mult timp cu research și chestii. Sau mai e o barieră pentru că mulți nu știu engleză și nu știu să caute, sau habar n-am, nu știu, sunt bariere și bariere și eu am vrut să mai scurtez din curba asta de învățare pe care unii le posedă. Hai că nu l-am făcut foarte lung Q&A-ul de o oră, l-am făcut de o jumătate de oră. Eu, Sebastian Pap, lasă-mi întrebări dacă ai, te-am salutat și n-am un slogan. Așa că închei prin a zice mersi de vizionare. Ceau! We'll be right back.